În sat un dascăl nou. Și Ion început să-și frământe mintea cum o va face el pe Anuța scăpată de școală. Pe Carolina o declarase la vremea ei surdomută. Și doar ca prin urechile acului scăpase de o amendă zdravănă. Cum se petrecuse tărășenea? Iobu și Romanuț, camarazii de vârsta ai copilei, îl informaseră pe învățătorul Negrea de adevărata stare a colegilor de joacă și păstorii. Ion fost solicitat să se prezinte cu fata la școală. O făcu în mai multe rânduri. În seara dinaintei primei înfățișări, ținu școală cu obidita copilă. Să nu cutezi să mă faci de râs, că tu ești ca mocoșă. O să te îmbie cu bomboane, o să-ți dea bani, să nu te uiți, să nu primești, să nu grăiești, că-ți fac capătul. Într-adevăr, la școală nefericitei îi se vorbi cu blândețe. Fu ispitită cu dulciu, se aruncă după ea cu monede, ca probă hotărătoare, capace de bucătărie metalice înșirate premeditat pe o ață, fură slobozite cu zgomot înfricoșător în spatele copilului. Dar toți acești stimuli se dovediră neînsemnați față de grozava amenințare venită din partea mărginitului părinte. Pe scurt, brutalitatea țăranului învinse metoda răsuflată a institutorului, iar drept mărturisitorii copii fură puși cu genunchii pe grăunțe de porumb ca pedeapsă pentru pâra mincinoasă. Este de înțeles că după această încercare, Carolina fu dusă pentru o vreme la Sohodol, departe de cărările dascălului. După cum este la fel de sigur că adevărul va fi ieșit într-un târziu la ideală.